Constanțenii care nu au renunțat deocamdată la încălzirea centralizată trebuie să știe că săptămâna viitoare nu vor avea apă caldă. Electrocentrale Constanța va efectua revizia anuală a instalației de producere și transport energie termică în perioada 25 septembrie ora 24, 28 septembrie ora 20. Revenirea la furnizarea agentului termic se va efectua etapizat, începând cu 29 septembrie ora 6 dimineața. Pentru relații suplimentare, constanțenii pot suna la numărul de telefon 0241 585 300.